Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai. Astăzi o să facem săpunul cu salvie. Așa. Și o să avem nevoie pentru săpunelul nostru, vedeți? Ia, uitați-l. Așa. Mai așteptăm puțin să mai intre cineva. Un cu salvie și cu miere și cu ceară de albine. Aici avem ceară. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Facem săpunelul cu salvie și cu ceară de albine. Așa o să iasă. Așa. Iar mi-am pregătit aici ingredientele. Am să le cântăresc. O să mai am nevoie și de ochelari. Bună ziua, bună ziua. Așa. Fac și pozne de forme din plastic, unde o să le cântărim. O lingură de lemn, rețeșoare și o formă, vedeți, de la prăjituri din silicon, pe care noi o folosim doar la săpun, după ce nu mai este bună pentru prăjituri. Așa. Și aici mai am și două forme. Ia să-mi iau și un bețișor. L-am găsit, bețișorul. Așa. Și la un kilogram, eu astăzi am să fac doar un sfert de porție. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Facem săpunul cu salvie. Deci aceasta este planta de salvie. Da? Aceasta este planta. Eu am făcut infuzie din aici, infuzie, ieri am făcut, am pus la 500 de apă, am pus așa cam o mână de frunze. Așa, și le-am rupt bine, 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 bine și l-am sfârmat. Așa, și o să avem nevoie de 300 de infuzie de salvie. Aici am uleiul de salvie făcut cu voi indirect. Așa, și am să pun și de aici. O să mai avem nevoie de 130 de sodă caustică. Eu spun la un kilogram. Și ulei. Un kilogram de ulei de măsline. Și 40 de grame de ceară de albine. Vedeți? Ceară. Dacă ați ști ce frumos miroase. Așa. Săpunul este acesta. Ia uitați, așa. Eu am făcut astăzi, ia uitați ce minunăție am făcut eu. Săptămâna viitoare o să le facem împreună aceste decorații. Ia să vă arăt cum arată săpunelul. Acesta este făcut cu voi indirect de Dafin, care vi-l arăt eu acum. Tot inimioare o să facem, să vă puneți etichete. Vedeți cum arată? Așa arată săpunelul de Dafin. Astăzi o să facem de salvie. Așa. Și am să închid. Ia uitați. Și le țin așa în săculețe. Și eu am să fac doar un sfert din compoziție. Și repetăm ingredientele. Deci, pentru un kilogram de ulei, așa, eu am să fac din 250 de grame. Dar la un kilogram de ulei, 130 de sodă caustică, 300 de apă și eu am să pun infuzie din frunze de dafien. Eu am pus la 500 de apă, cam mână așa de frunze. Nu e o cantitate, vedeți? Și am făcut infuzie. Plantele sunt de desubt. Și am să pun și ulei. Ulei din salvie, făcut cu voi indirect. Și acum, o să am nevoie și de ochelari, am să-mi pun când cântăresc soda. Așa. Nu sunt obișnuită, dar să încercăm. Și acum, dau deoparte ochelarii. Nu, mai întâi. Îi las așa deoparte.
O să-mi aduc cântarul aici în față. Mi-am cântărit un sfert din ceară, 10 grame, da? Și aici mi-am pus într-un păhăruț ulei fierbinte, 45 de grame, și am să pun ceara aici în interior, încet, încet, așa. Să pun așa aici, să se topească puțin. Așa. Deci aici am 45 de grame. Adaug uleiul. Deci o să avem nevoie de 250 de grame de ulei. Și cântărim 45 plus uleiul care îl avem aici, uleiul de salvie. Și apoi adăugăm diferența până la 250. Am să-mi fac loc. Așa. Și cântărim. Deci am 45 și acum o să punem uleiul de aici, de salvie. Așa, nu pun și planta astăzi, pun doar uleiul. Dacă mai cade puțin, nu se întâmplă nimic. Am 35 de ulei de salvie. Așa, 35 de ulei de salvie și acum să punem până la 200, aici am 45, până la 250, 205, ca să facem 250. Deci 35. Și punem până la 205. Așa. Am cântărit uleiul. Acum o să cântărim infuzia noastră. O să avem nevoie de 75. Aici avem uleiul cu ceara. Am să dau și ceara deoparte. Și acum cu mare, mare grijă cântărim soda. Soda caustică. Încet, încet cântărim. Aveți mare, mare grijă. Acum am să-mi pun ochelarii. Mare, mare grijă cu soda. Are un miros foarte puternic. Am să dau deoparte. Așa. Am revenit. Și avem soda noastră. Avem infuzia. Așa, uleiul,
Și aici avem ceara pusă în uleiul fierbinte. Și acum dăm deoparte vom pune infuzia noastră peste soda caustică. Și așteptăm să se topească. Și o să învârtim cu un vețișor. O să învârtim cu un vețișor așa. Și așteptăm să se topească, vedeți? Iată, încet, încet. Este foarte puternică soda. Să aveți mare, mare grijă. Și vedeți că se topește. Temperatura se ridică foarte mare. Crește. Așa. Aici am să amestec și ceara noastră, puțin, puțin s-a topit, vedeți? Așa. Oricum se topește când punem soda. Aici avem ceara și o să o punem peste. Aici. Este cald, cald. Așa. Am să pun aici conținutul nostru de sodă. Așteptăm s-a topit și acum să adăugăm uleiul peste soda caustică. Eu mi-am pregătit aceste forme din silicon. Sunt de la prăjituri, că eu nu le mai folosesc. Așa. Și mâine, o să mâine ce? Sâmbătă, o să le scoatem din forme. Și acum o să adăugăm uleiul nostru cu ceara peste. Cine dorește poate pune și planta de salvie. Eu astăzi nu vreau să o pun. Așa. Și amestecăm puțin. Și eu mi-am pregătit și un mixer vertical. Se face foarte repede. Amestecăm așa puțin ca să se topească ceara. O puteți topi și înainte în ulei. În puțin ulei o topiți înainte. Puneți uleiul pe baie de abur. Puneți ceara și o topiți. Așa. Mai amestecăm puțin. Așa, eu aceste săpunele le folosesc în fiecare zi, deci nu lipsesc din baie. Mă spăl pe tot corpul, pe față, sunt foarte, pentru că sunt hidratante. Ca la uleiul de măsline. Așteptăm să se topească ceara. Între timp să vă mai arăt săpunelul.
Deci așa o să iasă, în aceste forme, vedeți? Așa. E să-l scot, să vi-l arăt. Acesta este făcut acum o lună și ceva cu voi, tot la fel în direct, de Dafin. Vedeți? Așa este. Săpunelul. Și eu îl pun așa în aceste săculețe și se menține foarte, foarte bine. Săpunul poate fi folosit după 40-60 de zile. Trebuie să se usuce foarte bine. Așa, ca să nu ne irităm. Și ia uitați ce minunăție am făcut eu astăzi. Și dacă se vede. Săptămâna viitoare le facem împreună. Ia uitați, am făcut o frunzuliță și aici un ananas. Așa. Și le punem așa, țișoară și le legăm la cadouri. Am să vă arăt cum le facem. Se fac foarte simplu și foarte ușor și foarte repede. Eu încep să mă topesc. Curge apa. Așa. Încă puțin. Până se topește ceară, mă topesc eu. Așa. Deci o să ies o topiță înainte. Puneți uleiul. Ați văzut. Puțin ulei pe baie de abur și topiți ceara și după aceea o puneți aici în... Ia să vedem. Încă este caldă. Așa. Vedeți? Amestecăm așa și după aceea cu acest mixer, să vedeți ce repede se face. Și a doua zi le scoatem din forme și lăsăm 40-60 de zile să se usuce ca să îl putem folosi. Așa. Vedeți, cine are un ten gras cu porii deschiși, este foarte bun să vă spălați cu el. Pentru transpirația excesivă, nu transpirația care o avem noi acum pe aceste călduri. Cine transpiră în mod mai deosebit, este foarte bun să vă spălați cu el. Așa. Aproape este gata și ceara. Și după ce terminăm săpunul, îl punem în formă, dăm totul deoparte și dacă doriți am să vă arăt înghețata de lămâie cu banane și dacă vreți o facem și împreună. Eu am făcut-o mai devreme, am dat-o la frigider și am să vă arăt cum a ieșit. Și cine dorește, dacă dorește cineva, o fac împreună. Așa. Eu am făcut o mașină de înghețată, dar se poate pune și într-un vas închis și se dă la... Așa. Ia să mixăm, să vedem ce iese. Mulțumesc, Rodi! Mulțumesc! Așa. Încă este lichidă, mai amestecăm. Încet. Încă puțin, mai fac puțină gălăgie și după aceea am
zaten. Già se vedi questa è mai grossa e questa. Ci accontentiamo in forme. Vedete come è venuto? Ascia, niente. Poniamo ascia in forme. Già non c'è questa sia in grosso. Questa è causa montanica grossa, grossa. Deci mi-au ieșit 5 săpunele. Așa arată pus în formă. Așa, ia să-mi scot și mănușile. Topit în mănuși. Așa. Deci acesta este săpunelul. Vedeți? Am să-mi dau și ochelarii jos. Așa. Și mâine o să-l scot din forme. Mâine, poi mâine. Îl puteți lăsa și 2-3 zile. Dar mâine este deja unul descos. Îl lăsăm să se usuce până mâine. Și îl scoatem din forme. Punem în cutii, într-o cutie. Într-un loc răcoros, uscat, circa 40-60 de zile. Și o să avem ceva de genul acesta. Acesta este de dafin. Așa, eu vă arăt cam cum vine. Așa. Vedeți? Cam așa o să iasă săpunelul. Ia uitați, în formă și îl scoatem. Acesta este uscat. Are deja... cred că 60 de zile, dacă nu și mai mult. Așa. Ia uitați. Să vă
vă arăt și ce forme am făcut eu astăzi. Nu știu dacă se văd. O să decorați. Așa, acesta este săpunul. La